Bine v-am găsit, dragilor! Dacă de obicei sunteți super ocupați și răgazul vostru pentru gătit este limitat, să știți că există o soluție prin care puteți reduce la jumătate timpul de preparare pentru sute de rețete, și anume aparatul de gătit multifuncțional Tefal Cookform Touch cu conexiune Wi-Fi, căruia îi vom face astăzi un review. Și desigur îl vom testa și practic ca să vedem exact cât de repede gătește. Cookform Touch este un nou multicooker inteligent cu gătire sub presiune, cel mai performant multicooker de la Tefal, aflat la a treia generație. Are touchscreen mare cu poziție ajustabilă, ca să nu fie nevoie să vă aplecați pentru a-l vedea. Aparatul pare complex și intimidant, dar de fapt este foarte simplu de folosit. Te ghidează pas cu pas pentru absolut tot ce trebuie să faci, inclusiv conectarea la Wi-Fi, cum vă arăt eu aici, sau pentru cine dorește conectarea la aplicația dedicată Tefal Cookform de pe mobil. Eterna întrebare, ce să mai gătesc astăzi, își găsește răspunsul mai repede cu o bibliotecă de peste 300 de rețete la dispoziție pentru inspirație. De asemenea, există posibilitatea de a căuta și a filtra rețetele după nume sau ingrediente, după tipul de rețetă, după timpul de gătire, pentru a găsi ceea ce ne dorim mai repede. Atunci când selectezi o rețetă, poți alege și numărul de persoane pentru care gătești, iar aparatul ajustează automat și cantitățile ingredientelor, ceea ce mi se pare foarte util. Un alt lucru folositor mi se pare acesta: programe pentru gătirea anumitor ingrediente separat. Eu gătesc des orez integral, care fierbe mult mai greu în comparație cu orezul alb. Poate dura între 30 și 45 de minute în funcție de tipul orezului pe care îl am. Ca să-l prepar, în Cookform Touch aleg categoria de amidonoase, selectez orez integral, cantitatea și apoi doar trebuie să acopăr cu apă. Pentru cine vrea cantități exacte, eu la 200 de grame de orez pun 280 de ml de apă, apoi mai adaug sare și dau start. Gătirea durează 15 minute din momentul în care aparatul a intrat sub presiune. Iar la sfârșit arată așa. Fiecare bob este perfect gătit și nu se lipește absolut deloc. Exceptând rețetele din Cookform, puteți desigur găti orice altceva doriți voi pe modul manual, unde aveți în total 13 opțiuni. De menționat este modul Express, un program de gătire la presiune ultra-înaltă care este foarte rapid. Pentru gătirea la abur aveți și un accesoriu special care vine în pachet odată cu aparatul. Așa cum v-am promis, vom testa aparatul și practic și am pus ochii mai devreme pe o rețetă de varză cu afumătură. O voi căuta în biblioteca de rețete după ingredientul principal. Alegem numărul de persoane pentru care dorim să gătim și aparatul ne va ajusta automat cantitățile. Adunăm toate ingredientele din listă. Aceasta este lista, am extras-o din aplicația mobilă Cookform și o las aici ca să o puteți vedea și voi. Apoi urmăm instrucțiunile de preparare. Tocăm mărunt ceapa și ardeiul gras. Usturoiul îl dau prin presă pentru că mi-este mai ușor decât să-l mărunțesc la cuțit. Varza o voi toca în mod intenționat mare și voi lăsa chiar și aceste bucăți tari și grosolane ca să vedem cum se descurcă aparatul cu ele. Afumătura o tăiem cuburi mici. Adăugăm în vasul aparatului uleiul, ceapa și afumătura, așa cum este indicat. Așteptăm ca multicookerul să se preîncălzească și apoi călim. Timpul este contorizat pe ecran. Ne putem opri la 2 minute, așa cum este recomandat în rețetă, putem căli mai mult sau mai puțin, după cum credem de cuvință. După ce oprim călirea, adăugăm restul ingredientelor. Ardeiul capia, usturoiul, varza, bulionul,
boiaua dulce, aveți grijă să nu fie amăruie, foile de dafin, cimbru, sare, piper și apă. Dacă vă place varză mai scăzută, micșorați cantitatea de apă, iar condimentarea se mai poate corecta și la sfârșit dacă mai este nevoie. Următorul pas este să gătim la presiune înaltă. Închidem capacul și dăm start. Aceasta a fost toată munca noastră. De aici înainte, aparatul gătește singur. Durează câteva minute ca să intre sub presiune, iar apoi va găti mâncarea pentru 20 de minute. Între timp putem face orice altceva. Cuc Formii nu are nevoie de supraveghere. Deși nu amestecăm în mâncare, ea nu se va arde sau lipi niciodată, niciodată nu va da în foc și implicit nu va murdări aragazul. Atunci când mâncarea este gata, aparatul eliberează automat aburul într-un mod complet sigur. La sfârșit, putem corecta gustul de sare, piper sau alte condimente după placul nostru. Spre exemplu, îi adaug puțină boia iute, pentru că întotdeauna o cantitate mică dintr-un condiment iute face mâncarea mai gustoasă. Putem alege să menținem mâncarea la cald dacă nu o servim imediat. Și la final ni se amintește să golim colectorul de condens. Acesta este un mic buzunăraș de la spatele aparatului care adună condensul format pe capac. Haideți să vedem și rezultatul final. Cam așa arată mâncarea noastră de varză. Mâncare gustoasă, gătită în timp record. Am ales aici câteva bucățele din acelea grosolane de varză. Pur și simplu se fac piure când le apăsăm cu furculița, atât de bine sunt gătite. Asta este tot pentru astăzi, dragilor. Sper să vă fie de folos acest review și vă las link pentru Tefal Cook for Me Touch cu conexiune Wi-Fi în descriere și în primul comentariu. Vă îmbrățișez, ne vedem data viitoare, numai bine!